coaie. Ziceam că mie, dacă nu-mi tace gura, nu poate să-mi tacă gura. Nu, nu. Astăzi sunt într-o dispoziție extraordinară. Sper că faceți și voi și sper că aveți și voi la fel cum am și eu loc de parcare și aștept să se deschidă dreac odată ca o flat. Adică mai am în jur de... nu știu cât e ceasul. Este 6.42. Și este 1 aprilie, păcăleală de 1 aprilie băieților și fetele lor. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect care, mamă, deci e preferatul meu din toate subiectele de vorbit pe care eu le pot aborda și astăzi voi vorbi despre puterea masculinității și ce înseamnă să fii tu bărbat. Pentru că bărbăția este așa, cum să zic, este așa o chestie foarte masculină care aparține bărbaților și sexului tare și a muștilor. Taie, nu? Taie, nu taie. Astăzi vreau să iau o atitudine foarte veselă în care eu am să vă zic cât de tare mă bucur de bărbații care mi-au influențat mie viața și care mi-au creat mie aceste priorități. Pentru că astăzi vreau să vorbesc despre pușlamalele, despre și godile, aceste gunoi ale societății, aceste specii parazite care ele își bat ei, își bate nevasta. Cum să zic? Deci teorema lui Pitagora spune în felul următor. Că, cum era? Mamă, am început să tremur. Mi-e frig în mașină! Petco! Dă-i adesnatora! N-am căzut telefonul, bă, cum zici, pula. Să luăm acest. Deci, vreau să... Deci, pălmile sunt din dragoste! Teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora spune așa. Că pălmile sunt din dragoste, iar pumnii din pură iubire. Nu așa? Că când îți bați nevați, nu când... Că dacă dai o palma, îi se numește dragoste, se numește love, a prins flacăra iubirii. Asta vreau să vorbesc așa pe, cu această atitudine de vomit pe voi și vine să vă bag la pucicărie și nu meritați să aveți coaie în pantaloni pentru că voi nu vă numiți bărbați. Pentru că nu există ceva. Pentru că... Găsiți mă cele au fost poză pentru că mi-am pe telefon o această 4% baterie. Am să trimit poza de pe telefonul ăsta pe celălalt pe care filmez și ca să se vadă mai bine despre ce vorbesc. Adică subiectul minune, adică asta. Această femeie frumos machiată de bărbatul ei, care este soțul ei, care, uite ce drăguț, uite ce frumoasă ești, vai drăguța, dar ce ai făcut, ce-ai făcut tu, femeia, ce-ai făcut bărbățelul tău, care nu merită să fie bărbățel, pentru că nu meriți fă să fii bărbat. Deci, un exemplu bun e, tu compari, deci un elefant bate o mangustă, dacă nu știi ce aia mai mangustă, Timon și Pumba, Pumba, Timon, sau Timon, Timon, e chestia veverița aia micuță. Na, aia e mangustă. Deci un elefant bate o mangustă, iar elefantul susține cu puterea lui, din putere, cu puterea coaielelor lui, că, mamă, ce bărbat sunt eu! Deci, educația sexuală în școlile românești ar trebui băgată, în special pentru băieții care face așa ceva. Adică, educație sexuală în care să se spună ți-ai voie, ți n-ai voie, că ai puță, că ce faci cu puța și chestii din astea și după aia în școlile românești și nu numai să se bage chestia asta. Fă! Morții mătii. Te-am speriat bine. Unde gâții mătii te duci cu mentalitatea de grădină? Unde te duci? Cu ce ocazie? Cum îndrăznești? Melteanule! Cioară! Să-ți bați nevasta în așa hal. I-am arătat poza asta la un prieten și zice, deci cumva n-am vrut să filmez, doar de gura lui. Dar după asta și mă gândeam, eu fac ce vreau pentru că viața mea este viața mea și cine se uită la mine se uită pentru că mă urmărește și că îi place ce fac. Deci, situația se prezintă în felul următor. Trebuie să dau drumul la căldură că mă îngheață pe asta. Bună, băiatul. Deci astăzi vreau să... Deci cum? Nu tai absolut nimic din clipul ăsta. Ce se postează, se postează. Nu-ți place să te uiți? Nu mă interesează.
viața puterea sufletului. Iar am dat telefonul pe jos. Cum am mai zis? Nu tai nimic. Chit că mi se vede dințile, că nu mi se vede dințile, că sunt știrb și bla bla bla. Ok. Vreau să zic de aceste specimene pe cale de dispariție cu... Deci dacă m-am ieșit tati, dar cum naiba să zic? De fapt nu, cum să zic? Cum să încep? Că el zicea ceva de genul că de ce mă bag eu, adică de ce vorbesc despre chestia asta? Adică când au văzut-o pe aia cum arată. Și după aia au zis că dacă nu știu să-ți țină gura. Nu? Bine, acum nu mă iau de el, mă iau de restul bărbaților alfa care fac aceste... Care își arată bărbăția, puterea masculinității. Deci cât e el de mascult, feroce. Cât e el de... mamă, ce bărbat e el. Deci când îți bați nevasta, bă! Când îți bați nevasta în secunda... Nu. Deci cumva să existe o chestie. Nu știu. Bă, știi ce, aia să faci pușcărie? Bă, pușcărie o lună de zile. Bă, dar din aia superbă. Fără să mănânci nimic. Fără să mănânci nimic, a? Fără să mănânci. Bă, să te bată. Uai, bă, mă joc cu guma și îmi scârție. Fără să mănânci nimic. Bă, o lună de zile. Mori, să mori de... Seara să primești. Și dar știi ce să primești? Apă cu ceai. Apă cu ceai. O cană de apă, 200 de mililitri și o felie de pâine. Atât. Atât. Fă-tu zrasa, măi. Bun. Next. O lună de zile să stai în pușcărie, bă. Dar știi care e faza? Dimineața și la prânz și seara, bă, să vine cineva, bă, să te bată. Bă, să te bată? Dar știi cum e aia? Bătaie din aia, nu cu arme, nu cu nimic, nu cu bâte, nu... Bă, cu pumn, cu picioare, să te calce în picioare în fiecare zi timp de o lună. Bă, dar știi care e faza? Dar să-ți dea și la coaie. Bă, să-ți dea, mă, și la coaie, mă! Pentru că... Unde gâții, mă, tită, trezești tu așa? Mare bărbat! Deci tu reprezinți sexul puternic și femeia e sexul slab? Unde dracu scrie asta? Stai așa, că nu e așa. E invers. Bărbatul e sexul slab! Că nu pe pizda lui este dita mai copilul! Nu el își rupe pizda, nu? Când naște nevasta. Bă, și după aia și stau și mă gândesc că mi-a lăsat unul Marcus Filimon, iubirea mea de o viață, care mi-a pozis el că voi fi bisexual, trisexual, homosexual, că-s heterosexual, trisexual. Bă, dar și care fază? Eu tot timpul am să iau partea la femeie. N-am ridicat în viața mea. Bă, hai că mine. Am ridicat mâna la nevastă mea. Deci nu era faza că cu intenția de a lovi sau cu intenția de a face rău. Ești nebun la cap, e bună ziua, ceva de genul. N-am avut niciodată tentativa asta de a... Mamă, câți oameni se adună în Kaufland. Tentativa asta de a face rău unei femei. Bă, la nevastă mea care... Doamne, cât o chinuit cu copilul nostru, care acum are un an și... E aprilie, deci în pat de astăzi, în 3 zile... Astăzi îl filmez, nici nu știu când se postează chestia asta. Pentru că eu cumva aș vrea să-mi filmez și în avans. Deci filmez pentru astăzi, 1 aprilie, nu știu când se postează chestia asta. Dar îl postez așa, deci dacă, cred că am 23 de minute. Vreau să continui. Deci, pentru nevastă mea, când am văzut cât de tare s-o chinuit, eram acolo, am trecut prin asta, vă, prin pălăria ta, când am văzut, bă, că trebuie să o coasă, eu tăiat vaginul. Bă, și după aia te trezești tu, meltean, ciorap, cârpă, obiect de unică folosință, să o bați pe nevastă ta. Bă, pușcărie o lună, bătut zilnic. Dar știi cum e aia, la prânz, dimineața, la prânz și seara. Mâncare, apă, nu, o cană de ceai și o felie de pită, atât. Bă, dar bătut, dar nu, nu bătaie din aia. Bă, da, cu strigăte, 10 minute sau 20 de minute, bă, în continuu. Bă, după aia când ajungi acasă, o pup pe aia și în cur. Nu meritați să aveți femei dacă, sau să vă numiți bărbați. Bă, nu meriți să te numești bărbat dacă tu faci așa ceva. Bă, învinățit-o ăla pe aia. Bă, toată era mov în față. Sau mai era altul care din gelozie și omorâ nevasta. Că el așa o zi de la nu știu ce prieten. Că hei, nevastă ta te-a înșelat. Și ce? E obiectul tău? Nu, stai, e prietenă. Prietenă, cred că era prietenă. Hai că dacă e nevastă, băi, hai că... Nevastă, n-ai voie, bă, știi care e faza? N-ai voie. Hai că
să facem dreptate pe ambele părți. N-ai voie, n-ai ce căuta. Dacă te-ai căsătorit, pizda, cum să zic, nu împarți. Ești soț și soție, sunteți un suflet pereche. Băi, e o chestie atât de frumoasă, bă, când auzi că s-au căsătorit ca un copil. Bă, și după aia când auzi, după ce s-au căsătorit, mamă, ăsta a bătut-o pe asta, că nu știu ce, că nu a venit acasă și nu a găsit mâncare. Pune pe pauză. Cu gândirea așa de porci, grotească gândirea asta, bună, hei, și eu am Mercedes. Astăzi am lucrat la el. Lucrez la Mercedes, adică nu am Mercedes, eu am Volkswagen Lupo. Deci, dracu, să mai că pe bărân ce dracu vorbesc. Deci dacă cineva îi, cum să zic, îi, mamă, dacă cineva e de acord cu tot ce zic eu, bă, lasă-mi un like, uite la ăsta, vreau să las comentariile activate. Uită-te, bă, uită-te până la final. Nu știu ce dracu o să zic, dar cu siguranță o să mă iau de bărbații ăștia alfa, bă, nu. Am să las comentariile pornite. Vreau să vă văd părerea și vreau să se uite prietenul meu Marcus Filimon și să mă judece, bă, după aia. Am să pun, deci nici nu știu cum dracu să fac. Cred că am să încerc cumva să pun clip poza cu tipa aia. Îl restricționez, îl fac cu dracu, știu eu cum. Să pun poza undeva aici sau, bă, să se vadă pe tot parcursul clipului. N-ai, deci nu știu cum o să fac. Nu te poți numi bărbat dacă tu faci așa ceva. Nu te poți numi bărbat. Și femeia este sexul puternic, nu sexul slab. Sexul slab e bărbatul. Pentru că bărbatul când vine acasă nu face nimica. Femeia deci dacă lucrează amândoi în același loc, pe aceeași tură, pe aceeași nu știu ce, ea ajunge acasă, nu, mi-e foame, femeia ca să mânc. Atitudinea asta grotească, de porci, de insensibilitate, deci cumva tu ești sexul puternic, când tu, pula mea, nu ești niciun sex puternic, tu ești sexul ăla slab. Bărbatul e sexul slab, iar femeia este sexul puternic, bebe, bă, femeia de viață. Ce te fă bărbatul? Dureri de cap! Eu sunt, bă, știu că și eu am anumite chestii când, uite, de exemplu, când ajung de multe ori acasă și-i fața că în bucătărie e haos. Da, mă enervez, pentru că e o chestie așa masculină. A, n-ai făcut nimic! Dar știi care e faza? Femeia nu e sluga ta. Tu când îți cumperi, căsnicia, gen când te căsătorești cu gagica, bă, ai jurat iubire! Știi ce aia iubire? Iubire? Tu știi ce înseamnă aia iubire? Iubire? Caută pe pula mea, pe Google. Și dracu înseamnă aia iubire. Deși nebuna asta stă cu mașina pornită și cu farurile. Are, poate are bani, că nu se știe, fetița. Fetița zice cum mă jumă bateria. Nu te poți numi bărbat, bă, nu te poți, degeaba. Când ajungi acasă, mi-e foame, ești handicapat, marș, puneți pula să mânci. Ia-ți că nu ți-ai cumpărat slugă, nu ți-ai cumpărat preș pe care să treci sau obiect pe care să te sprijini. Știi că-s pozele alea când el o ia pe ea de gât? Bă, și să lasă mă pe ea. Ce-i dracu-s cu pozele alea, bă? Ha? Ce-s cu pozele alea? Sau mi-era proful meu de istorie, bă, mi-a plăcut de el, că, bă, era cât pomii, frate, 2 metri acolo. Și zicea că femeia e un obiect de care să te sprijini, că te călărești. Păi, cu azi mentalitate de asta, pe bune? Femeia aia cam, deci după clipul ăsta, bă, schimbați-vă gândirea. Eu zic, trebuie să mă uit în camera unul la mine, că sunt acest narcisist. Ar trebui să vă schimbați gândirea. Femeia e sexul puternic, iar bărbatul e sexul slab. Femeia de viață? Știu că mă repet, nu mă interesează, te uiți la mine pentru că îți place de mine. Nu-ți place de mine! Marș că nu mă interesează! Știi ce aia? Marș că nu mă interesează! Pleacă în secunda asta! Nu-ți place ce vorbesc, nu-ți place de mine? Marș! Canalul meu este pentru oameni care, bă, vor să se educe și să schimbe dracu' odată viața aia de căcat pe care o aveți! Mamă! Și vine acum toți handicapații la Kaufland! Nu mai există coronavirus și eu vreau să-mi iau un aspirator pentru mașină. Groaznic. Așa. Deci să continuăm cu de ce femeia este sexul puternic. Femeia de viață. Femeia duce greul în toată familia, nu bărbatul. Bărbatul, dacă merge la muncă, cum și eu, așa, e pentru că trebuie să întrețină casa. Că femeia și-a rupt vaginul pentru a da naștere unui copil. Bă, femeia de viață, tu ce dai? Dureri de cap, cum am mai zis. Ce dracu dai tu? Bani? Întreții casa? Pentru că ăsta e jobul tău. Bărbatul, cum zice și Andreea Balaban, fă gami așa. Cum zice și Dana Budeanu, pe care mamă, tătă lumea urăște, tu văd dracu de melteni.
Bă, vorbesc una, două, bă, toți. Nu știu dacă se filmează. Bă, toți veniți la Kaufland, sunteți nebun la cap? Bă, acum jumătate de oră nu a fost nimeni. Bă, nimeni! Vai de capul meu, se închide Kaufland, nu cu voi. Na. Uite, unul, toți, bă, toți vin la Kaufland. Bă, asta că, ce proastă și eu. Bineînțeles că se închide, că vine Paștele, mâine e vineri, e cum dracu să zic, Paștele Catolic, adică mâine vinerea mare. Deci, femeia ține casa, femeia face curat, femeia face mâncare, femeia are grijă ca vasele tale și vasele să fie curățate. Bă, dacă n-are chef, marș în morții, mătii, și spală-le! Spală-le! Jigodie! Că nu te cumpăra preș sau femeia aia de tarvici. Dacă ea nu are chef și mâncarea este rece, vai, păi, mentalitatea de turmă și puterea asta cu care se exercită această bărbăție vine exact din pulă. Bă, din pulă, bă, din pulă vine. Și de unde dracu ați auzit voi și părinții voștri care vor educa, Doamne, că ai văzut la mamă ta și la tatăl tău, că o snopia ăla din bătaie pe măta că nu o făcu mâncare, că nu s-o simți bine, că nu știu ce. Bă, și o bătută, tu ce ai zis? Hai, mamă, deci nevasta mea așa o să fie. Bă, nu faci mâncare, te omor, că locul femeii este la cratiță și locul bărbatului e în pușcărie pentru o lună, bătut zi de, bă, bătut 31 de zile, nu 28 cum e februarie sau... 31 de zile, bă, pe calendar, cum am mai zis, încep de luni până duminică, bă, bătaie, dimineață, prânz, seara, mâncare, am mai zis cum, că eu nu vreau să mă repet, după aia când ajungi acasă, dacă mai ajungi acasă, bă, dar știi care e faza, bă, dar de fiecare dată, bă, să-ți dai mă și un picior în coaie, bă, să-ți crăcăneze picior, bă, să-ți fută un picior în coaie și în pula aia, că o să ajungi acasă, bă, o să fii sexul, tu o să fii sexul slab, pentru că bărbatul e sexul slab, și eu mă consider sexul slab. Bă, nevastă mea le face pe toate, bă. Mama de multe ori zice că ți-e ușor să vorbești. Și toată femeile cred că o să-mi dea dreptate, pentru că, nu știu, eu sunt de partea lor. Bărbatul trebuie să aducă cașcaval. Da, am înțeles. Bă, bărbatul trebuie să aducă cașcaval. Pentru că femeia o da viață, femeia și-o, bă, și-o rupt. Doamne, iartă-mă, deci câtă suferință pentru... Câtă suferință pentru o femeie, bă, să dea de un handicapat din ăsta. Un coclit, un preistoric, un... semn din ăsta de circulație pe care îl ignori. Așa sunteți voi. Majoritatea la bărbați s-au deschis Kaufland-ul. Doamne, trebuie să mă iau aspirator. Și eu cred că o să stau la coadă. Deci, Doamne, iartă. Că așa, știu că așa a fost și la, așa a făcut și tatăl meu. Bă, știi care a fost faza? La mine nu a fost așa. Eu nu am văzut niciodată femeia cu una ca un obiect. M-am ai văzut, deci sunt mulți bărbați care, bă, văd, deci femeia când o vede, mamă, ce ți-aș face? Cu ce, cu atât? Și chiar dacă ai pula mare și dacă chiar că ai pula mică. Bă, aia nu e girafă, frate. Tu ai impresia că vaginul se dilată ca stulpul în înălțime. Că dacă tu ai percehă e hadiță. Adică, cum dracu să zic, că am mai auzit păreri de la unul. Bă, doare, știa, doare. Da? Mamă, ce ți-aș face? Mamă, ce ți-aș face, gagica? Și știi care e faza? Că mentalitatea asta de turmă de mult, deci, mentalitatea asta de turmă de multe ori, bă, o ia în ploare, bă, și te duci și o violezi pe aia, că nu-ți stă pula aia în pantaloni. Știi ce merită, știți ce meritați voi ăștia care violați? 3 luni de tratament la pușcărie zilnic. Bă, da, bătut, știi ce? Felia de pâine dimineața și o cană de ceai 200 de mililitri, nu mai mult. Bă, măsurat 200 de mililitri, nu mai mult, nu mai puțin. Sau poate și mai puțin. De mililitri de ceai. S-au pișat, ca aia meriți. Bă, pișat. Să se pișe cineva și să-ți dea ție să bei. Când faci, cum să violezi, mă? Bă, țineți în morții, mă, tipul în pantaloni. Fă-ți o labă. Fă o labă. Dacă pur și simplu nu poți să ții pula în pantaloni, bă, și o violezi pe aia. Bă, și-a mai întâlnit alte tâmpenii. Alții care... Mamă, deci să nu încep cu faza cu pedofilie, că se duce... Deci, cred că astăzi am să-mi iau de toată specia masculină. Să violez minori. Stai, lasă, nu cu minorii, că mă afectează prea tare și voi meritați o pedeapsă cu moartea. Moarte, deci moarte, nu. Moarte, băi, moarte direct! Te atingi de un copil, ai fantezii cu un copil, mort! Atât, mort! Faceți, bă, în pula mea clipul ăsta viral. Bă, trimiteți
la bărbatul ăla, mă, care are el impresie. Mamă, cine e el? O fi el, bă, un dulap. Dar și care fază că de multe ori dulapurile au cheița mică. Știi ce zic? Adică e mică. Nu, bine, nu toată lumea. Mai sunt dulapuri care are cheia franceză și ăla de la extintor. În fine, am vorbit numai de păpulă. Trebuie să mă să-mi iau aspiratorul. Bă, bă, că mi-aș craci. Dar știi? Bă, atât de tare îmi place. Ăsta cred că o să fie cel mai lung clip ever. Și vreau să fie lung pentru că așa vreau eu. Deci bă, o să fie, frate, lung, 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 lung. Am să-mi iau de tot. Bă, cred că spăl cu bărbații ăștia pe jos. Nu? Cumva verbal. Că așa se face. Bă, și cât respect merită. Bă, femeia care e femeie, nu. Nu alea care, cum să zic, n-au niciun sentiment matern, n-au nici. Da, alea sunt femei. Bă, sunt femei, am înțeles că sunt femei. Dar dacă nu vrei să faci copil, fă-ți. Dacă știi tu sigură că nu vrei să faci copil în viața ta, leagă strompele uterine. Leagă strompele uterine, bagă ceva în vagina aia și nu ai să mai faci copii ca să. Bă, nu meriți. Dacă nu vrei, nu fă. Leagă strompele uterine ca să scapi de o grijă. Dacă știi că nu îți dorești copil. Pentru că dacă știi că nu îți dorești copil, se mai întâmplă că te călărești cu, dar sexul nu e. Mamă, în cel mai subiect tabu, noi nu vorbim despre sex, că nu vorbim, că noi nu știm ce aia, nu știu cum se face. Ce aia sex? Nu. Dar ne violează unul și ne mai violează încă o dată, că așa este bărbați, nu poți să ține până în pantalon. Acum mi-am amintit. Pedeapsa maximă pentru bărbații care violează. Tăierea bărbăției, tăierea la pulă. 3 luni, deci 3 luni de tratament, cum am zis mai înainte. Și în ultima zi când trebuie să te externezi din pușcărie, să te externezi, da? Poți să ți se taie pula jos, în fața ta. Să-ți o lege cu un colier de la de plastic și să zic, bum, ciocanul. Cu ciocanul, cu toporul, bum. Și după aia te duci acasă și ești fetiță. Că nu te mai poți numi bărbat. Bă, nu te mai poți numi bărbat. Bă, și-s mulți să violezi. Bă, și să violezi după aia e faza că o femeie, hai. 25 în sus. Bă, dar dacă e de la 25 în jos, de la 18 în jos și de la 16 în jos, păi nu mai ești. 6 luni de zile bătaie. Nu mai meriți, nu meriți, frate, nu meriți. Tu nu te poți numi bărbat. Ce morții mătii de bărbat ești tu? Cu ce ocazie? Cum îndrăznești să, bă, să ridici mâna asupra unei femei? Sau să o bați, de să o nenorocești? Că asta te face bărbat? Nu, asta te face meltean. Știi ce înseamnă meltean? Nici eu nu știu ce înseamnă meltean. Deci odată ce te lovi femeia, bă, nu te mai numești femeie, nu te mai numești bărbat. Pur și simplu te numești specie pe cale de dispariție, parazit. Parazit, roata de rezervă, să te iei poliția, să te fută toată lumea în cur. Deci nu mai are rost să existi. Pricep? Nu mai are rost să existi. Deci cred că clipul ăsta am să-l postez astăzi. Pe caleală de 1 aprilie. Meritați. S-au mai auzit iară tâmpenii de genul că nu știu ce bărbat o violat pedofil. Deci la pedofilie. Aia știu că e o problemă aici și ai altfel de atracție. Dar nu faci așa ceva, bă. Bă, nu faci așa ceva. Dacă ai, știi că ai simptome din aștia anormale de grotă, deci toată chestia grotă, ce te morți, mă, tu ești la mine, ce vrei? Filmezi, vorbesc de tine și de specia ta. Nu știu cum ești ca om, dar îmi pare rău că am rulat la tine. Ok? De asta am să țin eu întotdeauna cu femeile. Hai că și am anumite scăpări, că așa mi-e specia, că așa mi-e în sânge. Bă, întotdeauna să pricepeți odată și de la mine. Eu niciodată n-am văzut cum văd majoritatea femei. Deci când văd o femeie, bă, când o vezi cât e de frumoasă, ce cur, ce țâță, ce mușchi are, ce păr frumos, cum e îmbrăcată, cum e îngrijită, cum e, se îngrijește și, bă, e feminină, nu am văzut, eu niciodată n-am avut, bă, o atracție, cumva, mamă, ce te-aș face? Poate ne facem unghiile împreună, ne spălăm pe dinți, ne lingem în ureche, în ceva. Bă, dar niciodată n-am avut, mamă, ce să fac? Niciodată n-am avut de chestia asta.
ce dracu să-ți fac? Că poate să-ți facă și ăla. Toți aveți pulă. Da, mulți, la mulți, toată mintea se duce în pulă. Bă, vorbesc rău, toată mintea se duce în pulă. Hai că m-am săturat de voi. Gata, m-am săturat să vorbesc despre preistorice. Nici o să-l public astăzi. Vreau să văd dacă rupe. Bă, vreau să văd dacă rupe. Nu cred că rupe. Dă-o trei vizualizări și după aia, nu știu ce. Se mai trezește vreun gunoi de meltean de ăsta, de preistoric. Buton de ăsta de avarie care îi fuți un pumn în cap și... Ia, eu sunt bărbat! A, eu sunt bărbat! Ceva de genul. Hai, să aveți o zi precum sufletele voastre. Bă, dacă ești un gunoi, să ai o zi de gunoi. Dacă ai un suflet bun, ai tot respectul meu. Se face bine să te educi. Ok? A, voi ăștia care, bărbații care, deci acum, nu știu dacă o să se uite prietenul ăsta la clipul, că eu am zis că primesc, la chestia asta, el știu că are două fete, știu că au făcut anumite chestii cu, așa, dar-i faza că, bă, bărbații de fete, ei trebuie să fie bărbați, gentlemen, caută gâții mătii, ce înseamnă gentlemen, gentleman, man, gentleman, ce înseamnă, documentează-te și cu, și bărbații și bărbații care au care sunt tați de fete, bă, voi trebuie să vă purtați ca un domn cu ele. Ca femeia, fata aia să crească și să-și dorească un bărbat ca tine. Păi dacă tu o bați pe măta, pe măsa, aia care să chine non-stop, păi dai seama că o să scadă în ochii tăi la sub limitele critice ale bunului simț și ale respectului. Păi fata ta, bine, nu vorbesc acum de prietenul meu, vorbesc de în general. Bă, bărbații care sunt tată de fete. Bă, aia trebuie tratată. Era să o prințesă, mă, dracu, toate-s prințese. Bă, tu trebuie să-ți tratezi în primul rând mama, nevasta și după aia fica. De fapt, nu după aia. Să le tratezi, bă, cu, deci un respect maxim. Respect maxim, 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 maxim. Să-i oferi flori, să-i, bă, să o faci pe fata aia, pe nevastă ta, pe măta, pe, bă, sexul feminin, pe sexul puternic. Bă, să faci, să se simtă că meriți să te numești bărbat. Nu se iau la nevastă mea flori. Gata, am terminat. Nu mai am chef. Am terminat, nu mai am chef, m-am săturat de să filmez și să îmi bag pula în YouTube. Mă face bine clipul ăsta să rupă. Da, trei vizualizări, după aia se trebuie să cine un comentarii. Ha, Marius, tu n-ai dinți. Ha, ha, ha. Pe care, nu? Gata, m-am săturat de voi. Bine, nu m-am săturat, e o glumă, m-am să-mi iau aspirator să mă duc acasă și am vorbit atâta de tare, am vorbit atâta și atâta m-am consumat pentru toată chestia asta și îmi vine să plâng de nervi că mai sunt specimene pe calea de dispariție care își tratează femeile așa. Vai, anul trecut, m-a devenit tare emoțiunea. Anul trecut, în 2019, prin decembrie, pe 4 decembrie, când s-a născut Dominic, deci am asistat la naștere, Monica a fost, deci 12 ore, deci de la 7, înainte de 7, la 7 cumva 7 seara, 18:59 s-a născut Dominic, 12 ore, de la 7 dimineața până la 7 seara, eu dar nu știu ce pastile, eu nu mai știu ce, cu dureri, cu nu știu ce în spate, cum mă doare, nu pot să le pun. Bă, nu pot să le pun pentru că sunt chestii intime și mă piși pe părerile altora. Bă, mi s-a rupt inima! Mi s-a rupt inima că zicea, bă, mă doare, de ce mă doare? Mă doare când avea contracții. Bă, și la final, lovește mașina că după aia ți-o zgârii și îți dau foc. Bă, și la final, bă, tu știi ce înseamnă să, nu știu cum s-ară. O scos copilul, lovește mașina, o scos copilul ăla prin vagin, că pe acolo se naște. Și-o tăiat-o, vai, deci înainte de toate astea, împinge, vai, și câtă durere și, bă, îmi venea să plâng. Pentru că la un moment dat au zis că de... Nu mai știu ce au zis. Le-am înregistrat. Bă, e fază că în ziua aia, pentru nevastă mea, pentru că o dat viață copilului nostru pe care mi l-am dorit atât de tare, am zis că, bă, femeia asta merită, bă, respect maxim. Și de multe ori, atât, vai că... Vine să plec acum. Atât căcaturi îi fac și... Și o înjur și vorbesc curat și... Dar n-am lovit-o niciodată atât de multe ori și cuvintele dor. Mă vine să piși ochii. Am urlat ca ultima curvă și acum plâng. Nu, femeia merită respect. Femeia merită respect degeaba. Deci când am văzut-o pe Monica, că nu mai amintesc cum dracu a zis.
Că mă doare, că de ce mă doare, că nu mai știu ce, când se termină, că nu mai știu ce. Bă, mi s-a rupt inima, știam că mi s-a rupt inima. Bă, și la final, când, după ce o trebuie să... O, atâta bucată, o trebuie să-i taie din vagin, din pielea de la, din pielea de la vagin. După aceea s-o coase. Bă, s-o coase. Și după aceea se numește că femeia, că femeia e sexul slab. Marș în morții, mătii, cine dracu ți-a zis aia? E ultima specie parazită de pe pământ. Femeia trebuie iubită. Și acum că zic așa, mă simt un muist. Mă simt un muist că am făcut atâtea căcaturi. I-am făcut atâtea căcaturi. Bă, nevestii și nu merită. Deci nu merită. Pur și simplu nu merită. E 1 aprilie, mă să iau flori. Și mi-e dor de ea, acum. E acasă și eu filmez. Este aici, mamă, e 7:20. Dominic doarme. Cred că și ea doarme, dar Dominic cred că o să se trezească, că el e de la... Bună dimineața, soare! O răsări soarele, răsări și Dominic. Trezește și el și... Nu se iau flori. Și să, încet... deci, să încetez, vai... Să încetez să mă mai comport ca un meltean, ca un handicapat cu ea. Gata, am terminat. Nu mai chiar să filmez. Iubiți-vă și bă, femeia trebuie să fie respectată că femeia e sexul puternic. Când cineva zice că femeia sexul e slab, dă-i în cap! Și atât, am terminat, gata. Dacă nu ți-a plăcut, dacă nu ți place ce am filmat și nu ți place, marș, mă piși pe tine. Dacă îți place, e tot respectul meu. Te respect, te iubesc. Ești, să nu uiți, să nu uitați că voi care vă uitați sunteți în casa mea, sunteți. Astăzi mă uitam prin... Că mui, că s-a obsedat de abonați. 161 de abonați, Doamne, vă mulțumesc enorm. Dacă astăzi îl filmez, astăzi cred că îl și postez, că nici nu mă interesează cât durează. Bă, nu mă interesează cât durează. Dar cred că durează mult, în fine. Mă-ți iau flori. Sper să fie flori. Sper să fie flori, dacă o flori, că nebunesc. Mai am o chestie de zis. Știi că atunci când îți ceri soția și că te pui în genunchi, majoritatea dintre voi vă puneți jumate. Pentru că așa ați văzut la alții. Deci cumva te oferi 50%, 50% nu. Eu m-am oferit total. Eu m-am pus în ambii genunchi și am zis, mamă, vrei să fii soția mea? Așa se pune. Nu într-un genunchi. Bă, nu într-unul. Bă, te pui în fața ei acolo jos, în ambii genunchi. Bă, și așa o ceri. Așa îți ceri soția în căsătorie. Bă, în genunchi, ambii. Care ați face copii? Aia e, bă, aia îi... Deci dacă e femeie, da, femeie. Nu, bună iubire, și caută pe altul și pe altul și pe altul. Nu, că aia nu e femeie. Bine, e femeie, dar nu e satisfăcută și caută și nu știu ce. Ok. Data viitoare când vă căsătoriți, puneți morții mătii în demeltean coclit, în ambii genunchi. Că aia merită respectul tău. Bă, ăsta înseamnă respect. Ambii genunchi. Că te închini în fața unei icoane. Femeia e o icoană. Așa o ceri în căsătorie. Gata. Să-mi iau telefonul, că poate mă sună, dar mai am puțină baterie. Nu se iau flori, că... Mă se iau flori, să stau la coadă, să-mi iau aspirator, să fac o dată dracu curată mașină și să iau flori. Și să ajung acasă să-i spun că o iubesc din tot sufletul meu și că sunt un gunoi, că m-am purtat ca un gunoi de multe ori cu ea. Bă, și nu merită, mă, nu merită. Dacă trăiești și când toată viața ta ai trăit cu un boracea care e bețiv, un primitiv, înțeles că ți-e greu să ieși din toate tâmpenile astea. Gata, am terminat. Nu mai fi mai.